Găsiți, stimați telespectatori, suntem la ordinea de zi, o zi plină cum era de anticipat, foarte multe evenimente în desfășurare, dezbaterile care nu se mai termină, și în plus încep să apară tot mai multe probleme la nivelul Partidului Național Liberal. Fiind vorba de două partide distincte, automat sunt și problemele în sensul că nu mai prea știe stânga ce face dreapta. De fapt de acolo o să și pornim. Și anume e deja un conflict la vârful noului Partid Național Liberal de la o problemă aparent măruntă. Știți că astăzi a ținut dar de data aceasta și cu Presa de față, o nouă reuniune a Comisiei de Modificare a Legilor Electorale, cea condusă de președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgone. Și, ca să vezi să, și să vezi și să nu prezi, lucrurile păreau să fie cât de cât uh, tranșate între cele două: se negociază, par li, liberalii și pesediștii, par totuși să, să vorbească aceeași limbă. Însă, liberalii nu mai vorbesc între ei aceeași limbă, pentru că Uh, Asociația Municipiilor din România, o asociație a primarilor de municipii din care fac parte, printre alții, Gheorghe Falcă de la Arad, știți, finul fostului președinte, uh, Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea, fost ministru, dacă vă mai -am aminte, Rareș Mănescu, sectorul 6, Andrei Chiliman, sectorul 1 de la București, Nicolae Robu de la Timișoara, deci toți ăștia spun că ar fi mai bine să păstrăm la Consiliile Județene și la primării sistemul de ales din primul tur, dintr-un singur tur. Cine are mai multe voturi, la câștigă alegerile. În timp ce PNL-ul, la nivel oficial, adică la nivelul celor doi copreședinți, Vasile Blaga și Alina Gorghiu, spun ce să, să nu vă vină să credeți sau nu, Spun altceva, adică vrem două tururi de scrutin pentru cele două funcții majore. Ăia votează într-un fel, ăștia într-un fel, deci e clar că nu fac parte din aceeași orientare politică a Partidului Național Liberal. Bă, bă, nu că se vor pune de acord sau cu siguranță nu să avem prea curând noi lege electorale, ceea ce ar fi mai de anticipat la noi în România, pentru că știți, a fost atunci imediat emulația după 16 noiembrie, păreau parlamentarii, nu mai conta de ce partid sunt, toată lumea vota într-o veselie, ridicări de imunități, dar totul a trecut. Iar acum, dacă, chiar dacă e o propunere bună, bineînțeles că dacă îi au zis, Hăis, în cazul nostru, să zicem, pesediștii, cu siguranță peneliștii vor zice cea, apropo de vorbele noastre celebre populare, pentru că așa e politica românească. Racu, broasca și o Dar acum ar fi problema cine-i știuca. Pentru că vreau să vă spun că suntem într-o situație foarte ciudată, și de asta o să și vorbim în seara asta mai mult. Premierul Ponta, bine, e la faza în care vede peste tot, vrea numai protocoale de colaborare, pacte pe nu știu ce, după modelul Claus Iohannis. E, premierul Ponta spune că dacă vrem să avem o guvernare eficientă, ar trebui să se poartă discuții cu partidele parlamentare pe câteva direcții. Modificare, Constituție, în fine, mai sunt vreo câteva, inclusiv uh, legile acelea ale siguranței naționale, celebrele Brig, Brig e, și care, care este problema? A venit premierul cu o asemenea propunere ca să se discute la guvern să știe ce să, ce să sprijine parlamentul iar liberalii, prin vocea Alinei Gord, eu ce spun? Nu, domne, nu e treaba ta. E treaba președintelui. Bun. Problema e că președintele a făcut o asemenea propunere, Poate o preia. Dar pune în pariu că pe aceste probleme importante și o să vedem că să vedeți cât sunt de importante. Președintele acum luându-se prin planul, nu o să poată interveni, practic la legat de mâini, cu o chestie de genul ăsta, iar, iar, pe faptul că PNL nu participă la negocierile cu guvernul, Ponta vorbește singur, așa că, practic, am îngropat mai multe subiecte. Poate că politicienii au învățat totuși ceva din momentul 16 noiembrie și ne vor contrazice acum, dar experiența ultimilor ne, spun, ne spune altceva. Bineînțeles, sunt subiecte peste subiecte. Am promis prietenilor de pe Facebook că mă voi referi și această, la această criză a creditelor în franci. Pentru că avem în ultimile zile, cam de când a sărit cursul de vineri, de joi, e într-o veselie. Deci toată lumea își cu părerea pe criza francului elvețian. Mai exact, avem niște politicieni care vor să câștige din această criză și care spun că țărișoar ar trebui să facă, guvernul ar trebui să facă, Banca Națională ar trebui să facă, nu spun niciun moment ce. Mai avem uh, niște bănci care parcă ar fi lovite cu leu, că acum reacționează ca, un ca oamenii beți și o să vă spun de ce. Și avem și guvernul care e legat de mâini și de picioare, cel puțin asta lasă impresia, nici n-ar putea să fie altfel și o să vă explicăm de ce. Și dă comunicate de genul, vom face, vom drege, vom analiza, dar situația rămâne cum o știm. Bun, e, paradoxul paradoxurilor este că o lege făcută pe la începutul anului trecut a unui deputat PSD, Ana Birceal, cred că se numește, ea a venit cu o propunere prin care... Deci, în primul rând, sunt două leși care se leagă una de alta, două ordonanțe, de fapt, s-au încercat. Deci, ea venea cu o lege de insolvență pentru persoana, deci care nu mai poate plăti să intre într-o insolvență ca pe persoană fizică. Și a doua chestie, mai e o ordonanță dată în vara trecută, prin care, pentru o perioadă de timp, de circa 2 ani, cei care au venit urmi și demonstrează că nu pot să plătească sume atât de mari cum au fost acum cu creșterea aceasta vertiginoasă de curs, fra, -ar, pu ar putea să plătească mai puțin. Bineînțeles, perioada îi se pune după aceea, dar ar fi scutit și în perioada aceea de impozitul pe venit. Deci oricum ar fi niște facilități pentru cei care nu mai pot plăti. Dar cam astea sunt toate. E, și acum începe distracția. Ce vor face pe legea respectivă a insolvenței în comisii? Parlamentarii PNL au spus pas, acum, sub presiunea mediatică, spun da. La ordonanța PSD, ordonanța guvernamentală de asimilată PSD în campania electorală cu electorata, cred că s-a numit, da? atunci n-a fost bună. Acum. Puneți te în poziția unui parlamentar PNL să zică nu într-o în situație asta de emoție cu cei 75.000 ori 3-4 membri de familie, de oameni care sunt într-o situație limită datorită crizei francului elvețian. E, și de aia suntem între Canstan și Bra. Acum, pe fond, situația este destul de gravă și, practic, autoritățile nu au foarte multe pârghii să intervină. Bun, ar fi o variantă și orice guvern din lumea asta ar putea interveni să plătească de la buget eventual o parte din ratele celor celor care au credite în, în franci și nu le mai pot plăti. Vi se pare corectă o asemenea situație? Nu știu, dumneavoastră mie nu. Adică banii tuturor să servească unora care s-au împrumutat mai mult decât, decât le putea. Bine, la vremea respectivă, creditul respectiv era ok. Numai că acum nu mai este. Pentru că francul a sărit de la 1,80 la 5 lei, dacă nu-i și mai bine, pe piața interbancară. Deci nu mi se pare de deloc să pui bani de la buget. Bun, dacă băncile dau niște facilități. Uh, celor care au uh, credite în franci elvețieni, e ok. Dar depinde dacă tu dai la, deci să zicem, faci o reducere pe francul elvețian și pui la ăla, mai adaugi un comision la ăla, în euro, la aceeași bancă sau ceva, iar nu e în regulă. Da, au apărut astăzi vreo două bănci uh, care de fapt se și știe că au probleme de cu totul altă natură și prin țările mamă, nu aici la noi. Băncile respective au venit cu ideea uh, să păstreze cursul de la sfârșitul anului trecut, la vreo 3,80, și să se meargă cu el încă 3 luni. Dar după 3 luni? Pentru că, din acest moment, uh, francul nu pare să aibă de gând să, să se oprească. Uh, știm, pe de altă parte, că francul elvețian, și recunosc toți, e supraevaluat. Deci, la un moment dat, o să o ia în jos. S-ar putea ca în trei 3 luni o lună. Oamenii să nu poată plăti, iar peste două, trei luni, francul să ajungă atât de jos, încât să se întoarcă la creditele care adică la nivelul creditului care l-au avut, să zicem, acum câțiva ani. Este posibil o asemenea chestie. Pe de altă parte, specialiștii spun că n-ar putea să ajungă chiar acolo dintr-un simplu fapt. Francul elvețian era un, un ban, o monedă de tezaurizare, iar cei care își depuneau bani în Elveția mergeau pe francii elvețieni, deci automat nu era un care să facă speculații pe. El. Atunci ce au apucat pe elvețieni. Din câte am văzut explicațiile specialiștilor de acolo, se pare că uh, problema a venit de la faptul că banca Elveției, ca să țină cursul de 1,2 franci elvețieni la euro. A, a trebuia să cumpere din ce în ce mai mulți euro de pe piață ca să țină cursul, și la un moment dat devenise total nerentabilă o asemenea idee. E, în momentul de față, însă Elveția are o problemă și poate singura soluție pentru oamenii ăștia, nu ce îmi spune mie, că degeaba vine, pot să vină și președintele, și premierul, și deputatul X, și senatorul Y. Cred că soluția, în afară de Doamne Doamne în sensul că să dea Dumnezeu să se reducă, ar mai fi ca tot la Elvețien să se producă minunea și minunea s-ar putea să se producă, pentru că suntem, pe, suntem tot în sezon turistic, în care foarte, lume, foarte multă lume vine în Elveția și el, nu vor fi deloc încântați cei care și-au plătit la aici să plătească la prețuri mai mari diverse lucruri în raport cu euro, o dată Și a doua, Vedeți că el n-au o economie ca a noastră, ea mai și exportă. Ori în momentul când produsele lor vor fi mai scumpe la export, s-ar putea să nu mai fie competitive și ne mai fiind competitive, automat să nu mai atragă lumea și ne mai atrăgând lumea, ne mai vânzând. Deci elvețienii să-și fi dat un autogol celebru, una sau un autogol de mari proporții și să fie obligați să revină pe curs. Eu cred că asta e soluția, sau în elea trei luni să se întâmple o minune de acest gen, pentru că varianta de la buget pică, iar ca statul să facă alte facilități, dar atenție, pe banii celorlalți români, nu e deloc situația în regulă. Și nu va fi niciodată, pentru că atunci, bun, dacă faci aceste facilități pentru cei cu franci elvețieni, cu siguranță trebuie să faci aceleași facilități și pentru cei care au un dolar sau pentru cei care au un euro. Nu mai știu dacă au fi fost și în alte monede. Deci, cu alte cuvinte, de facem noi gargare, apărem pe la televizor, mamă, țărișoara, mamă, populația respectivă, murim noi de, de dragul, de grija cetățenilor respectivi? Nu. De vă spun, deocamdată cei care care apar la televizor, vă mint. soluții care le văd la acest moment sunt toate acelea care erau deja anunțate, legea falimentului personal sau insolvenței personale, ceva de acest gen. E diferență între faliment și ăsta, dar credeți-mă că nu, nu rețin acum care dintre cele două, de care do, cele două lege vorba. Și bineînțeles, acea electorat. Altceva la acest moment nu văd. Poate să fie să se facă și pact la Victor Ponta la guvern, pot să se facă pact la cotroceni, pot să se facă pact în Parlament între forțele politice, altă soluție nu e, atenție, pentru că i-ar crea o altă problemă. Deci, dacă se face așa și se riscă un partid, oricare ar fi el sau toate partidele, se riscă pe o asemenea problemă, să se gândească că în România, avem alte, până la urmă e vorba de, de 75.000 de, de, oameni în situația aceasta și care pot fi rezolvate cel puțin o mare parte din ei cu această soluție, iar restul până la 2 milioane și ceva de credite, de persoane care au credite, tot de această tot, tot în valută, e cu totul altceva, deci trebuie găsită o, o soluție. Adică o soluție, vă spuneam, nu poate fi decât aceea cu ca oamenii să-și plătească într-un fel sau altul creditul, eventual o prelungire, o lungire a lui. Dar atenție, unii deja și-au prelungit creditele, de plă, vor plăti și copiii, pentru că sunt deja la 40-45 de ani creditul respectiv. E o mare problemă. Din nefericire, cum spuneam și pe Facebook, dacă am înțeles bine, sunt în jur de 1000 de gorjeni care au credite în franci elvețieni. Cifra e destul de mare, n-ar trebui să surprind, având în vedere că la nivel de țară sunt 75.000, dar totuși, o mie de gorgeni care, să zicem, riscă teoretic să-și piardă casele, sunt o problemă, constituie o problemă. Dar vă spuneam, deocamdată nimeni nu vede, nimeni nu vede soluții. Pentru că și înghețarea cum fac cele două bănci și probabil vor face a unui curs, nu rezistă și oricum cineva trebuie să plătească costurile. Banca sau cineva. Apoi, există și varianta propusă de mai mulți specialiști, cum s-a făcut prin Ungaria sau prin alte țări, în sensul că să se ia cursul a fost inițial la de 1,8, pentru că de la 1,8 s-a pornit, 1,8 lei pe francul elvețian, și se mai adaugă, să zicem, un 20, un 20%, deci vreo 2, până în 25% pardon, până în 250. Vă dați seama că ar fi fantastic pentru, pentru cei aflați în această situație. Dar cine plătește restul de costuri? În Ungaria Victor Orban și-a și permis asta într-o perioadă de acalmie, însă acum cu presiunea pe curs am plătit de neam rupe ca țară pe buget, așa că nu se poate. A! poate fi așteptat o asemenea în momentul când francul va cădea, pentru că părerea mea este că la un moment dat francul va cădea. Și atunci francul elvețian. Și atunci, și atunci se poate și atunci să treci toate creditele acestea să le treci în, în lei. Acum dacă le treci cine suportă pierderile la cursul ăsta foarte mare? Pentru că ar fi o diferență de dacă facem un calcul de vreo 3 lei pe pe franc elvețian. E enorm. Deci, practic, e cursul din, mai mult decât cursul dinainte. Deci, trebuie să recuperezi, să pui, practic, 100% să împarți la 2. Paguba și să... E, e enorm. Și sunt, dacă am înțeles bine, peste 2 miliarde de euro. Deci, nu știu dacă bugetul național și-ar permite să mai pună cel puțin un miliard de euro. Abandonăm acest subiect și mergem la un altul. Uh, cum spuneam, uh, e vorba de uh, ce propune, să spunem, ce a propus și premierul și la ce s-ar putea discuta, probabil va face totuși cu otroceniu niște propuneri, uh, se discută pe uh, mai multe teme care ar trebui să se pună clasa politică de acord. Acum nu știu dacă te duci la Patriarhul României, te duci la președinte, te duci la premier, la Camera Deputaților, la Senat sau oriunde altundeva, sau pe stadion. Dar cred că politicienii noștri ar trebui să cadă de acord pe modificarea Constituției. Și aici în primul rând, trebuie să vorbim în regionalizare, descentralizare, lege electorale, pentru că totuși 2016 e an electoral, dacă nu fi și 2015. Și în unul din subiectele foarte mari din ultimile zile și credeți-mă că nu prea văd de ce, adică practic s-a petrecut la o, de la o furtună într-un pahar de apă, a izbucnit toată o dezbatere de genul ăsta fără cap și fără coadă, pe legile uh, securității, național, dar de fapt e vorba de, celebi, de celebru de celebrul Big și, atenție, una dintre ele, a și fost acum o poziție din ce am văzut în ultimele zile, legea securității cibernetice. Păi, haideți să vă spun despre ce e vorba, că avem, v-am mai amintit într-una din ser de acest subiect și el nu pare să se fie stopat, din contră. Practic, societatea românească s-a împărțit în două categorii avem o parte din politicieni cu parchet, Ministerul Justiției, deci ca instituții, serviciile secrete și o parte din ONG-uri care spun, da, domne, avem nevoie de niște leși care să controlăm mai bine comunicațiile informatice, să urmărim telefoanele și nu știu ce, cartelele acelea preplătite, și o altă parte a societății a spune, domnule, nu le controlați, pentru că da, dacă dați o lege, o să aveți o mare. adică, afectați drepturile omului, cetățeanului. Adică, ă, omul poate. Deci, poți prin acea lege a securității cibernetice, poți să intri în calculatorul lui Neaion acasă și vezi că are programe piratate, că nu știu ce filme are salvate pe el, sau și mai și. Poate că persoana respectivă comite o infracțiune, că aici cred că e și problema. Unii politicieni, chiar și unii ziariști, spun, nu domne, aoleu, pericol, puteți să fiți, vom fi monitorizați, vom fi nu știu ce. Deci, dacă la ziariști au circunstanțe atenuante, să nu uităm că România vine dintr-un regim dinainte de 89 în care știm cum se făcea controlul de către autorități, și poate și după 89 perioadă, în privința politicienilor nu poate fi decât o explicație. Chiar dacă sunt în tabăra, că mai mult din ce am văzut eu, PNL-ul nu se... Deci reprezentanții PNL spun că nu domne n-ar fi că afectează dreptul omului. Eu am impresia că se tem de momente de genul DNA cu înregistrările cu Hrebenciu, cu toți ceilalți. De celebre este în adică Liderii libea se gândesc, bă, dar nu cumva ne înregistrează DNA-ul mai întâi neoficial și apoi oficial și de aici ne trezim cu dosare? Nu-i mai bine să nu avem acele lucruri? E, judecați dumneavoastră dacă au dreptate politicienii sau nu. În esență despre ce e vorba? Și vorbim doar de această lege a securității cibernetice, prin care uh, sunt... Uh, deci, această lege, care ar trebui să facă parte dintr-un sistem național de securitate cibernetică, se referă la următorul lucru. Adică, se face o monitorizare și în momentul când se sesizează, după cuvinte cheie, după alte lucruri ca acesta, că tu poți să comiți o infracțiune de pe calculator, atunci ești monitorizat direct, comunicațiile tale sunt monitorizate, atenție, cu mandat de la judecător și atunci totul e ok. Te prinde, bine ai făcut o infracțiune, nu după 30 de zile, ca și la ascultarea telefonului cum se practică acum, îți spune mulțumim, n-am descoperit nimic sau nu te informează nimic, poate să fie... S-a tot spus că sunt și de acest, nu știu cât e de adevărat, dar noi lansăm și această idee. O să ziceți, da, dar de ce e necesar? Păi, foarte simplu. Putem avea. Și atenție, știți ce s-a întâmplat în Franța, da? Bun. Avem în ultimile săptămâni, de fapt, dacă mă gândesc bine, cred că e mai mult de un an de atunci, în care România a fost atacată de. Octombrie, roșu, cred că se numea. Nu știu ce entitate de aceasta, calculatoarele noastre fiind vraieșe, ale instituțiilor. De fapt și acum. Nu uitați că instituțiile României nu se investește în aparatură, nu se investește în servicii, și noi încă folosim XP-urile pentru că altceva nimic n-ar merge, merge pe calculatoarele respective. Deci, acestea sunt foarte vulnerabile să ne atace, să ne blocheze tot. Deci, dacă vrea să zicem un teoretic niște hackeri mai buni sau nu știu ce firmă teroristă, nu știu ce asociație teroristă, ne poate stinge lumina la ora cu și nu ne mai de revenim pentru, chiar dacă gradul nostru de informatizare nu e atât de mare. E bun, asta a fost acum un an și ceva și și atunci a fost o discuție, atenție, ne-a trebuit niște leși care să corecteze anumite lucruri. Am făcut noi niște legi, dar care s-au blocat pe la Curtea Constituțională. Veni sfârșitul de anul, de -a sfârșit de an 2014. Și vreau să vă spun că aici, uh, în țara noastră au fost înregistrate atacuri cibernetice asupra site-urilor a instituții de învățământ superior și din administrația publică. <coughs> Bineînțeles, în cursul acestor mesaje, ce s-a întâmplat? Au fost promovate mesaje islamiste, că chiar dacă ne spunea nouă, nu știu ce, duducuță de la realitatea, că în spatele Al-Qaeda și alte n-ar fi islamiști, n-ar fi arabi și nu știu ce, eh, noi știm că cam asta este. Bun, Acum, ianuarie, atenție, acum câteva zile, între 9 și 12 ianuarie 2015, gruparea de hackeri, hackeri security creds, au derulat atacuri de tip defacement împotriva unor site-uri web aparținând unor instituții publice, asociații și societăți comerciale din România. Aceste atacuri au afectat integritatea și disponibilitatea conținutului și au promovat mesaje ideologice pro-califat. De fapt, atenție, au fost 300 de, peste 300 de, de ținte din Europa, Statele Unite ale Americii și Emiratele Arabe. Ca să nu vă mai spun, chiar zilele trecute, site-ul de la Cotidianul Lumina, al Patriarhiei Române, de fapt și alte site-uri ale Patriarhiei, au fost blocate, virusate și s-au pus mesaje pro-musulmane și anti-franceze. Bine, în contextul. Deci, e clar că avem o problemă. Și atunci a venit din nou, s-a repus în discuție legea securității cibernetice. Doar că, vă spuneam, o parte a clasei politice spune, du domne se afectează drepturile omului și cetățeanului. Acum vreau să vă spun un lucru. Pericol, teoretic există. Însă, atenție, obligațiile din legea securității cibernetice nu se referă la cetățeanul XY, dumneavoastră, eu și alții. Nu. Se referă așa, împotrivit articolului 17, doar deținătorii de, de infra infrastructuri cibernetice. Deci nu cei care avem un smartphone, un telefon, un laptop și altceva, au responsabilitatea de a pune la dispoziția autorităților competente, atenție, doar la solicitare motivată, exclusiv date tehnice, cum ar fi indicatorii ce descriu activitățile desfășurate la nivelul sistemelor de operare, adică celebre loguri, cu privire la amenințare, atac cibernetic, incident de securitate, care face obiectul solicitării. Ulterior, bineînțeles, dacă evaluarea datelor tehnice obținute preliminar, care răstrânge câmpul de investigație, rezultă necesitatea extinderii cercetării asupra unor echipamente implicate în agresiunea cibernetică și care pot fi asociate în mod absolut concret unor persoane determinate, accesul la aceste echipamente se va realiza numai pe baza, atenție, unei autorizări eliberate de judecător. Deci, atenție! Exact cum se ascultă telefonul prin mandat judecător, așa se face și la calculator. Dacă acolo se poate, aici de ce nu se poate? Pentru că, vreau să vă spun, nu mai e de glumă, deci în domeniul informatic e clar, România are o vulnerabilitate fantastică. Și vă dau un, un exemplu. Vreau să vă spun că specialiștii noștri în IT sunt foarte bine văzuți afară. Pentru că, de bine, noi avem și hackeri foarte buni căutați. Ba din contră, știți că au mai fost la Vâlci, au mai fost prin alte părți, de au dat un atac de milioane de euro pe servere din Statele Unite. E, acum vreau să vă spun că foarte mulți specialiști în IT din România lucrează la firmele mari, gen Microsoft și celelalte. Vreau să vă spun că foarte mulți din acești specialiști au rămas acasă, lucrând pentru serviciile secrete. Deci noi avem oameni capabili să lupte infrastructura de acum, bineînțeles, nu, să nu credeți că luptăm cu XP împotriva avansului tehnologic, dar avem oameni suficient de capabili și o infrastructură, ba din contră, suntem căutați și de alte, atenție, alte structuri de securitate din alte țări și apreciați pentru asta. Păi și dacă ne caută NATO, ne caută nu știu ce serviciu secret, CIA-ul, FBI-ul, că să luăm de la americani, ne caută, să zicem, de la ucrainieni. Da, parcă, da, din ce mi-aduc aminte, cred că am văzut un comunicat uh, serviciul român de informații, cel care e și în România, uh, pe domeniul acesta, răspunde de siguranța cibernetică, răspunde de siguranța cibernetică și în Ucraina. Bine, zona care a rămas alături de, nu, nu zona sub controlul rusesc, cealaltă. Vreau să vă spun că ceva trebuie făcut aici și nu cred că ne cam speriem degeaba cu această monitorizare. De fapt, pe mine m-ar fi interesat să văd un sondaj la nivelul populației. Da, bine, explicându-se corect, că dacă îi spui, bă, vezi că o să-ți să vadă că ai, nu știu ce, program piratat, cum avem în România, că v-am mai spus odată, cei care, avea, cei care au telefonul ăsta, cu excepția firmelor, care pot fi și controlate, persoanele fizice în mare parte cumpără fără licență programele, adică practic le piratează și așa le folosesc. Și mulți oameni o să le fie frică din acest punct de vedere, dar încă o nu asta e problema și nu asta se urmărește prin legea securității cibernetice. Atunci ar trebui să ne luăm măsuri de precauție, nu numai că vedem acele filme, unul chiar foarte inspirat a apărut de câteva zile în cinematografie, este chiar la Târgu Jiu, pe pe ecrane, deci un hacker se numește filmul. Ar fi bine să-l vedeți. Sunt multe probleme la care trebuie să medităm, pentru că structura aceasta informatică este din ce în ce mai prezentă în viața noastră de zi cu zi. Dar, cum spuneam, avem o problemă cu securitatea cibernetică a României, și cred că ar trebui să ne o corectăm, inclusiv cu carterele preplătite. Da, eu n-am văzut, v-am mai spus asta, nu văd care e problema. Dacă cartela care o cumpăr de la magazin, trebuie să-mi dau numele, prenumele, eventual și adresa, Nu văd care e problema dacă eu nu intenționez să încalc legea. A, dacă am o problemă, atunci probabil e bine să, ca și autoritățile să-ți facă o problemă pe, pe, această, pe această direcție. Sunt și alte subiecte, dar vă spuneam, dacă vreți să, dacă vă uitați pe știri, o să vedeți că cam ce am vorbit noi până acum, cam astea sunt subiectele mari ale, ale zilei. Bineînțeles, dacă venim în gorj, subiectele sunt și altele. Țineți minte că am mai abordat noi problema șomajului care ar putea veni în gorj. Mai devreme, invitatul colegei mele, Aura Stoinescu, domn profesor Danilie Morega, vă vorbea din ce știa de miile de șomeri care o să apară la Gorj în perioada următoare. Vreau să vă spun că problemele nu sunt puține și avem concedieri și v-am mai spus asta, la UEF Motru, la Minprest, uh, nu știu, e mascată asta din o dar s-ar putea să avem concedieri și pe bune, în afară de pensionari, în afară de cei externalizați, la cum o duce complexul, nu e exclus să vedem și alte disponibilizări. Deci lucrurile nu sunt pe roze aici în Gorj și din ce se aude, probleme sunt și pe la Umesadu, atât cât a mai rămas din ea și pe la alte întreprinderi. Deci economia noastră nu și-a revenit. E adevărat că pe ansamblu avem o creștere economică, dar este încă fragilă, ca să spunem că am ieșit la liman. Iar locurile de muncă sunt în continuare foarte puțini, puține. Degeaba aducem noi retailieri de prestigiu în gorj care ne angajează câteva sute de persoane, iar în faliment, să spunem așa, gen Trustul, succes sau ceva, intră sau au probleme firme cu mii de angajați, așa cum sunt ei. Deci, locuri de muncă cred că ar trebui să fie prioritatea zero și pentru guvern, și pentru președinte, și pentru autoritățile locale și județene. Deci, cred că nu, nu mai trebuie să ne ascundem după, după deget. Locurile de muncă sunt o prioritate și sunt o prioritate și pentru cei care vin de afară, pentru că vor veni încet încet și acolo sunt probleme foarte mari și în Spania și în Germania și în Franța și oamenii aceștia cel puțin o parte vor veni în perioada următoare în țară. Deci numărul de șomeri se va, se va îngroșa. Sunt, ne tot calificăm și a joveu o face la la excepțional, am spune aici la Gorj, de deci sunt cursuri, sunt calificări, sunt locuri de muncă afară, mai la Pine, Ures și toate celelalte, dar nu sunt suficiente. Bine, am văzut o teorie lansată de ministrul Rovana Plub, ministrul muncii, într-o seară la televizor. Ea spunea un lucru și aici ar trebui să ne dea de gândit că în fiecare zi în România sau în fiecare săptămână în România, în tot anul ce a trecut, a fost în medie 25.000 de locuri de muncă oferite prin rețeaua femeie. Dacă asta a rămas constant, și cum locurile de muncă n-au fost chiar atât de multe care au apărut, nici cele care au dispărut, explicația e că totuși nu ne ducem spre locurile de muncă oferite. Păi ar fi o problemă, că totuși avem undeva spre un milion de oameni, dacă nu și mai bine, pe care îi plătim în ajutor de șomași. Dacă sunt peste 25.000 de locuri de muncă, de ce nu se ocupă? E, o mai fi că, știi, într-un județ, bă, nu mă duc la firma cu tare chiar dacă are loc de muncă, că știu că nu dă banii. Sunt foarte mulți patroni de au reputația asta. Și merg pe varianta o lună, două ăsta, o lună, două altul și după aia e tot schimbă și nu se plătesc. Încă sunt foarte multe firme private și aici inspecția muncii sau cea mai rămas din ea, cum se numește ea acum că știți, sunt niște instituții care au fost modificate, ar trebui să intervin aici. Dacă tu știi, vreau să mă angajez la nu știu ce firmă, da? și știu că patronul respectiv nu a dat salariile de luni de zile. Pot să iau eu locul și prin ajo o femeie. Problema e că trebuie monitorizat, sau prin controlat de ITM să nu se întâmple chestia asta. Dacă controlele autorităților ar fi mai prezente, cred că s-ar evita multe probleme. Problema e și alta. Dacă autoritățile sunt mai prezente, s-ar putea ca firma respectivă să închide porțile. Pentru că sunt, e vorba de uh, angajatorul trebuie să plătească niște sume foarte mari pentru angajații respectivi și firma respectivă își permite sau nu își permite să facă asemenea cheltuieli. A, o să-mi spuneți, da, e patron, e firmă. Da, dar vedeți, noi în Gorj avem în general firme foarte mici cu mică putere financiară. A, da, o firmă mare care are mii de angajați și care are niște rezerve și poate permite, să spunem, să nu încaseze, faci un gard, trebuie să iei de la beneficiar primăria X, trebuie să iei, să zicem, un miliar cu care îți plătești salariile, să zicem, pe câteva luni pentru salariații tăi. Dar primăria nu-ți plătește luna asta, nu plătește nici luna viitoare, că așa e bugetul, așa sunt bugetarii, plătesc până la șase luni sau mai știu eu ce. Bine, sunt pe lege, e altceva, dar se taie factura mai târziu, sunt înțelegeri, în fine. Bun. Ce face ăla de unde salaria a doua? Azi? Nu le dă nici el. Le întârzie și tot așa. De aici lanțul unde... Dar atenție, că tu trebuie să plătești TVA-ul, tu trebuie să plătești celelalte dări. E, aici e, e una din problemele respective și cred că aici ar trebui, ar trebui, să intervenim să intervenim nu neapărat ca autorități pentru că totuși la nivelul României acum avem 5 milioane și ceva de pensionari cu 5 milioane și ceva de salariați. Dacă ținem cont că prin sistemul bugetar e un milion și ceva de oameni, rezultă că 80% sau 75% sunt în sistemul privat. În gorj raportul e altul, dar mă refer că sectorul privat ar trebui să fie și mai protejat și mai ocrădit, dar și mai controlat pentru că reputația sectorului privat în gorj, nu mai vorbim, este una execrabilă în mare parte. Avem și oameni de afaceri și patroni respectați, apreciați pentru ce fac și care au avut și succes, dar avem și foarte mulți. Să spun așa, nu mai mă refer la oameni care au dat faliment, oameni de afaceri. Dar mă refer și la zgârie brânză efectiv, care deși firma o duce bine, acum mai e o problemă și aici la Gorj. Suntem foarte multe firme în insolvență, în faliment, dar patronii o duc bine, mersi. Case peste case, mașini de lux, concedii, vacanțe și nu știu ce. Cum se întâmplă asta? Foarte simplu ei fraudează statul, că altfel nu se poate, deci une, de uneva banii respectivi vin. E, cred că aici se tot laudă autoritățile și aici la gor și în toată țara, că vor face, că vor... Dacă ați văzut dumneavoastră ceva, am văzut și noi. Deci ne tot declarații că vom face și vom, vom drege. Sunt, cum spuneam, și alte, alte știri importante referitoare la Gorj fiind fiind luni ar trebui să vorbim și despre sport după ce am avut o declarație în care după ce am avut o declarație în care se spunea că e posibil ca echipa de basket să fie desfințată iată, iată că basketul merge din bine în mai bine a ajuns pe locul 6 și s-a calificat în Cupa României Uh, echipa de handbal e pe ultimul loc, energia, dar părerea mea că va fi un retur bun și oricum nu se pune problema retrogradării. Iar la fotbal, așa cum uh, cu lotul ăsta de jucători la care se vor mai adăuga câțiva jucători de mai mică sau de mai mare importanță, cred că una din reveniri este Constantin Recu cel care a fost cândva la Pandurii și a avut un periplu de câțiva ani, Recu s-a întors la Târgu Jiu ca, să spunem, mare achiziție, a plecat ca mare speranță, acum vom vedea în ce stare se întoarce la Târgu Jiu. Cred că uh, și vor mai fi, din ce am zis, vor mai veni câteva transferuri. Cred că Pandurii nu va avea probleme să termine în primele 10 sau chiar în primele 8 cum spune Eugen Pârvulescu, pentru că acum eu rămân la părerea că am vorbesc cu, sau vorbesc, un fel de a zice, îl văd pe unul care se pricepe la ce face acolo. Meseria de președinte de club nu o poate face oricine. Prin restaurante, baruri, cafenele și localuri ca alții. Și mai e și problema cealaltă, că dacă eu, ca să să spunem așa, vii pe la mine în vizită și trebuie să, ca și gazdă, ți ofer o cafea, da? Dar pentru cafea asta trebuie să cer aprobare, domne, mă lasă, dau cafea asta? La figurat a fost, dar acum ați înțeles care a fost problema la pandurii în turul de campionat, ca să nu mai zic altele. Iar problemele cu arbitrajul, de care are, au probleme cu arbitrajul, sunt și la basket, și la handbal și la fotbal, prietenii știu de ce. Nu spun mai multe, înțelegeți dumneavoastră mai multe, dar cei care diriguiesc forțele sportive de la Târgu Jiu să o facă în mod profesionist și o să vedeți și rezultatele. Deci nu vom mai avea arbitraje negative la Târgu Jiu. Uh, pentru finalul de emisiune mi-am rezervat uh, două știri. Uh, Asupra uneia vom reveni în zilele următoare, probabil și cu invitați din domeniu. Știți că se negociază intens la acest moment între sindicate și patronat, patronatul din ceo. Se negociază dreptul de salariaților pe nou contract colectiv. Și se pare că miercuri ar fi ziua hotărătoare. Pentru unele decizii. Vă spuneam, vom vedea, dar eu sunt destul de sceptic că la situația actuală a complexului se va mai pune problema de prime și alte avantaje pentru salariați. Bine ar fi să se poată obține, pentru că eu cred că în anul 2015 complexul trebuie să-și pună problema să reziste așa cum e, dar să funcționeze. Deci doar asta ar fi o, să zicem așa, o prioritate. Uh, terminăm și cu o declarație, așa mai, nu comică neapărat, dar știi că am mai, am mai citat-o, e făcută din nou, așa că revenim. Acum nu știu dacă e făcută pentru presă, pentru cetățenii care sunt consumatori de presă de orice tip sau e pentru colegii de partid sau foștii colegi de partid. Citez doar, nu, nu, mai comentez altceva. Prefectul Alin Văcaru a declarat din nou că în 2016 vrea să candideze pentru funcția de senator, deputat, primar sau președinte de Consiliu Județean. Dacă n-ar fi fost acest sau, Mă gândeam că candidez la toate patru deodată. Cum este și acel sau probabil va fi alesă una dacă domnia sa se întoarce în partid la timpul necesar. Dar nu știu, e cam mare bătaie, pe la Consiliul Județean, pe la Primăria Târgu Jiu, pe la Senat și Camera Deputaților. A, acum la nivelul, să spunem așa, neoficial, dar vădăm și noi, terminăm cu o bombă din ce am aflat noi pe surse, și vreau să vă spun că am primit asta încă de săptămâna trecută prin SMS, o să vi-l și citez, dacă telespectatorul nostru nu are dreptate, uh, cum să vă, mea culpa eu ca și realizator, ne spune așa, când vorbiți despre viitorii aleși ai gorjului, din ce știu eu, domnul Florin Cârciumaru va fi nou președinte al Consiliului Județean Gorj, Domnul Ion Călinoiu va fi senator de Gorj, iar lista parlamentară va suferi reduceri substanțiale. Așa o fi, nu o fi așa, vom mai vorbi. Mulțumim pentru atenție, vă spunem la revedere, nu înainte să de rămâneți lângă NSA TV, vine muzica populară. Mulțumim de atenție, la revedere.